Vă invit să deschidem Scripturile în Vechiul Testament pentru seara aceasta, în cartea Iosua, capitolul 8, și o să citim primele 8 versete. Iosua, capitolul 8, primele 8 versete. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme și nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai pradă de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteji pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă: ascultați, să vă puneți la pândă înapoi a cetății și să nu vă depărtați mult de cetate și toți să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom atrage departe de cetate și vor zice: fug dinaintea noastră ca întâiași dată, și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Amin. Să ne așezăm. Pe vremea când bărbații se făceau bărbați și pentru că mergeau în armată, pe vremea aceea nu erau telefoane mobile, nu era nici WhatsApp, nici Facebook, nici Instagram, nici BeReal, nici Snapchat. Pe vremea aia scriam scrisori. Și unul dintre cele mai frumoase momente din zi, așteptate de noi de toți, era momentul când sergentul de serviciu, vă aduceți aminte de sergentul de serviciu, venea cu un teanc de scrisori și acum așteptam să ne auzim numele, dacă cumva ne cheamă să primim și noi o scrisoare. S-a întâmplat într-o unitate militară un soldat să primească o scrisoare, după care ne retrăgeam care pe unde și citeam ceea ce am primit. Și acest soldat care a primit și el o scrisoare s-a așezat, a descris scrisoarea și când a început să citească în ea, a început să plângă. Un coleg de-a lui s-a uitat, l-a văzut plângând și l-a întrebat: de la cine e scrisoarea? Și el i-a spus: de la mama. Și ce citești de te-a pufnit așa plânsul? Și soldatul acesta a zis: ascultă, eu nu citesc, eu o aud pe mama. Eu o aud pe mama. De multe ori citim în Scripturi și avem impresia că citim cuvinte, citim fraze, citim istorii, citim întâmplări, pilde, dar sunt oameni care nu citesc, care aud. Dar ca să auzi, când te uiți în Scriptură, tu trebuie să cunoști glasul celui care îți vorbește. Aș vrea în seara aceasta, dincolo de cuvintele care s-au citit, dincolo de cuvintele slabe pe care le putem noi spune, mă rog din toată inima să ne vorbească Dumnezeu. Amin. Și când ne vorbește Dumnezeu, să-i cunoaștem glasul Lui. Și când îi cunoaștem glasul Lui, atunci vom fi binecuvântați cu adevărat de Dumnezeu.
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu sunt cuvinte. Noi rostim cuvinte, noi comunicăm prin cuvinte. Dar cuvântul lui Dumnezeu este unul, este cuvântul. Și cuvântul acesta are putere să facă minuni. Cuvântul acesta schimbă, transformă, înnoiește. Pătrunde unde nimeni altcineva nu poate să pătrundă. Acolo unde de mult n-a mai pătruns nimeni, este cuvântul lui Dumnezeu care are putere să pătrundă. Și mă rog, Domnul, în seara aceasta, să ajung acolo, în ființa ta și în ființa mea, unde poate n-am mai ajuns de prea mult timp. M-am frământat cu privire la mesajul pe care să îl aduc prin Duhul lui Dumnezeu înaintea dumneavoastră. Este o inflație de predici, găsești predici peste tot. Probabil că mulți dintre dumneavoastră venind spre biserică pe mașină ați ascultat o predică. Aici la biserică ascultăm predică. Când plecați acasă, mai ascultați o predică și în timp ce o să beți un ceai, mai puneți credo și mai vedeți o predică. Nu de predici este criza astăzi, dragii mei. De descoperire este criza astăzi. Și când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în mod personal și pătrunde adânc, aceea este descoperire din partea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, dincolo de o predică, avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu ca o descoperire la o nevoie reală. Și gândul care mi l-a pus Domnul pe inimă pentru seara aceasta este: transformă înfrângerea în biruință. Transformă-ți înfrângerea în biruință. Una dintre cele mai reale lucruri din punct de vedere spiritual pe care le experimentăm zilnic oricare dintre noi este o confruntare spirituală, duhovnicească, inevitabilă. Ca să fim în această confruntare, în această luptă spirituală, nu trebuie să fim răi. Trebuie să fim oameni. Atât. Și momentul în care suntem oameni și mai mult credincioși, în acel moment deja suntem expuși. Așa că faptul că te simți, poate de o perioadă, poate în ultimul timp mai mult decât altă dată, lovit, atacat, derutat, și nu știi de unde vin astea, și ai început să te acuzi, să te învinovățești, ai căutat explicații încoace și încolo: Doamne, ceva se schimbă în ființa mea, parcă nu mai sunt ca înainte. Ascultă-mă, nu este nimic altceva decât că cel rău are ochii pe tine. Și în momentul în care tu te-ai întors la Hristos, ți-ai asumat să devii vrășmaș cu El, ți-ai asumat că vei intra în această bătălie spirituală. De aceea, în seara aceasta, aș vrea Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea și să înțelegem absolut toți de aici că confruntarea spirituală nu este opțională. Nu dacă vom fi atacați, nu dacă vom fi ispitiți, dacă vom fi încercați, nu. Nu este opțională, ci când. Vă aduceți aminte de ce spune Domnul Matei în capitolul 7, când vorbește despre casa zidită pe stâncă? Și spune: puneți-vă casa pe stâncă, nu dacă vor veni șuvoaiele, dacă vor veni vânturile. Când vor veni vânturile și șuvoaiele, casa aceea să fie pe stâncă. Deci, dacă confruntarea spirituală nu este opțională, am observat două atitudini ale credincioșilor. Unii și-o asumă, știu ce să facă în acele momente critice, când se simt loviți, atacați, zdrobiți, prin diferite forme. Uneori doar adânc în inima lor, alteori prin cei din casă, alteori prin vecini, prin frați, nu știu prin cine, prin neamuri. Nu știm. Există o diversitate de moduri în care suntem loviți și atacați din punct de vedere spiritual. Dar unii își asumă această luptă, alții doar o mimează și cedează ușor. Confruntarea aceasta spirituală, care este inevitabilă pentru oricare dintre noi, dragii mei, nu trebuie să fie nici triumfalistă,
Și am văzut oameni cu o atitudine de-asta triumfalistă, ei zdrobesc pe diavolul, fac, cine știe, au așa o atitudine aproape zeflemistă. Dar nu trebuie să fie nici timidă, ca și cum pierdem înainte să începem lupta. Confruntarea noastră spirituală cu cel rău trebuie să fie una realistă. Ce înseamnă să fim realiști din punct de vedere spiritual? Din punct de vedere spiritual, să fim realiști înseamnă să știm cine suntem noi și să știm cine este Dumnezeu. Nu-i suficient să ne vedem doar pe noi. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cât și cum este El. Aceasta înseamnă să fim realiști. Adică să știm pe ce ne bazăm în lupta aceasta spirituală. Că ne bazăm, dacă ne bazăm doar pe noi, lupta este pierdută din start. Dar este bine să avem o atitudine modestă, smerită cu privire la noi și să ne bazăm pe puterea și măreția lui Dumnezeu, a lui să fie gloria. În 1 Corinteni capitolul 10, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune: astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cât de realist este cuvântul lui Dumnezeu? Ia seama să nu cazi. De ce? Pentru că în cel mai bun caz ești numai om. Iar pe de altă parte, în Iacov capitolul 4, versetul 6 la 7, se spune: de aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și acum vine și soluția, și cealaltă parte a realismului spiritual. Supuneți-vă darului Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci, lupta spirituală trebuie să se încadreze aici între smerenie și curaj. Între smerenie și curaj. Care este soluția atunci când suntem loviți, când suntem atacați, când simțim că suntem călcați în picioare? Soluția o găsim în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Este un Dumnezeu care limitează, care pune margini. Cât putem să fim ispitiți? Cât putem să fim loviți? Dumnezeu nu te-a scăpat, n-a scăpat ființa ta de sub control. El a rămas stăpân, lăudat să fie Domnul. Acum, venind mai aproape înspre noi, una dintre realitățile pe care le-am experimentat deseori și care au fost poate printre cele mai traumatizante pentru mine, au fost experiențe de-a lungul anilor de credință în care, după mari biruințe, după ce am văzut, după cum am văzut că a lucrat Dumnezeu în viața mea, în viața altora din jurul meu, după minuni, după vindecări, după mântuirea unor oameni despre care aș fi zis: ăștia niciodată! Când am văzut cu ochii mei modul în care Dumnezeu a lucrat și am avut mari, mari, mari biruințe, ziceam că sunt cer deja. Dacă întindeam mâna, aveam impresia că pun mâna pe Dumnezeu, așa aproape îl simțeam. După asemenea trăiri intense, zile, seri, săptămâni de rugăciune, postul nu mai era o problemă, mâncam Scriptura, părtășie cu frații, simțeam că e raiul pe aici. Și imediat, după aceste trăiri, după zile, luni poate uneori, de asemenea biruințe, simțeam dintr-o dată că ceva se întâmplă. Mă simțeam uscat, gol, fără pasiune și mă uitam numai la câteva săptămâni înainte, că nu mă puteam opri în părtășie cu Dumnezeu și acum îmi era încleștată gura și nu mai puteam spune o rugăciune, nu mi se mai opreau ochii pe un verset în Scriptură, simțeam greu să deschid Biblia și să umblu prin ea, mi-era greu să mă îndoi genunchii și simțeam că vin peste mine niște vremuri de uscăciune și nu știam de ce. Și n-am știut de ce.
De foarte multe ori, marile biruințe sunt urmate de înfrângeri nepregătite, neașteptate. Ne-am simțit prea puternici, prea aproape de Domnul și am zis că nimic nu se mai poate întâmpla în viața noastră. Și într-un moment de neatenție a apărut un lucru care a frânt, a zdrobit ceva în noi. Ne-am pierdut pasiunea, focul, relația aceea strânsă, comunicarea aceea, relația cu Dumnezeu exprimată în rugăciune. Nu trebuia să ne chinuim, ce să spunem în rugăciune? Și dintr-o dată nu iese un cuvânt. Ce se întâmplă? De unde? Ce se schimbă atât de repede? Dragii mei, atunci când Domnul a scos poporul din Egipt, a ajuns în fața Ierihonului, Moise nu mai este liderul națiunii și Domnul lasă pe Iosua. Și vine Domnul la Iosua și îi spune: Iosua, e timpul să treci poporul în țara promisă. Știm istoria, Domnul desparte și aici apele, trec în țara promisă și prima cetate pe care ei trebuiau să o cucerească ca să ia în posesie binecuvântarea, promisiunea lui Dumnezeu, ce crede că este? Cetatea Ierihon. Cetatea Ierihon. O cetate imposibil, impos, 0% șanse să o poți cuceri. Și ce credeți că se întâmplă? Le dă Domnul o biruință cum nu puteau să-și imagineze. Să te închini și să cadă ziduri. Și de câte ori n-a intervenit Dumnezeu în viața noastră și a trântit ziduri pe care am spus, astea nu le mai pot depăși niciodată. Nimeni nu le mai poate scoate din viața mea. De câte ori nu mă întâlnesc acum pe la tot felul de conferințe, cu tineri, cu familii. Ziduri peste ziduri și lanțuri peste lanțuri. Nu le mai rupe nimeni, nu le mai dărâmă nimeni, nu mai putem ieși, frate, de acolo. De ani de zile, mă rog. Cer ajutor la toți. Nu se rup, nu se frâng nimic. Nu pot să ies de acolo. Este un Ierihon în viața mea. Și nu cad zidurile. Și intervine Dumnezeu. Și dă cu Ierihonul de pământ. Și se liberează vieți, se schimbă, se mântuie, se ridică, se salvează. Că Dumnezeu are soluții și are putere. Ăsta e Dumnezeul nostru. Când Dumnezeu intervine într-un asemenea mod, ce zici? Gata, țara e a mea! De aici încolo, un marș biruitor până luăm toată țara. Și după o biruință mare, în care toată lumea rămâne relaxată, că de multe ori, din neatenție, ăsta e efectul marilor biruințe. Intrăm într-o zonă de relaxare și nu mai trebuie atâta post și nu mai trebuie atâta rugăciune și atâta atenție și atâta sfințire și atâta părtășie, că doar am avut deja biruințe. Și nu știm că mai sunt cetăți de cucerit. Și neatenția lor, poporul face două greșeli. Când sărbătoresc mai mult biruința Ierihonului? Două greșeli. Prima greșeală vine printr-un personaj pe care îl cheamă Acan. Și în capitolul 7, versetul 1, dacă aș fi citit cu un capitol înainte, spune așa: copilul Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, stop! Acum nu mai înțeleg. Cine a păcătuit? Acan sau copilul Israel? Păi iată ce spune, încă o dată citim. Copilul Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan
Păi ce, Acan e copilul lui Israel? Nu e un păcat individual? Dragii mei, ceea ce Scriptura ne spune aici este următorul lucru. Nu întotdeauna efectele păcatelor individuale sunt doar individuale, ci de cele mai multe ori păcatele individuale au consecințe colective. Și noi nu știm asta. Vei spune, poate ăsta a fost un principiu vechi testamental. Dumnezeu pedepsește o națiune pentru păcatul unuia? Nu. Nu vă grăbiți. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu? Deci Duhul lui Dumnezeu prin Pavel. De atâtea ori fac o paranteză, apropo, îi aud pe unii care spun, păi Pavel a zis așa. Nu. Dumnezeu zice așa. Pavel a scris că autorul Scripturilor este Dumnezeu și autoritatea Scripturilor vine de la Dumnezeu, nu de la Pavel. El s-a folosit de Pavel și de Petru și de ceilalți care au scris. Deci așa să auzim când citim. Și în Corinteni, în capitolul 5, ne este adus un exemplu greu de citit. Zice, din toate părțile se aude că între voi este un păcat cum nici între neamul nu se aude. Și este descris păcatul unui om care credea că e partea bisericii din Corint. Și Pavel zice, m-am mâhnit că voi n-ați judecat bine cazul. Le scrie liderilor din biserică. Zice, în loc să faceți ce trebuie, voi v-ați lăudat. Acum, sigur că nu s-au lăudat cu păcatul în sine, ci s-au lăudat cu atitudinea lor. Cât de buni sunt ei, că uite, îl țin între ei și au atâta dragoste și pentru un om prăpădit ca ăsta. Și Pavel zice, atitudinea voastră trebuie să fie alta. Dați-l afară pe un asemenea om. Și aduce câteva argumente. Nu intru în toate argumentele, decât unul singur. Și un prim argument pentru care Pavel zice, voi trebuie să curățați trupul lui Hristos, este în versetul 6. Nu știți că puțin a luat, ziceți, dospește toată plămădeala. Și iată că căile corupte ale cuiva atrag consecințe comunitare și pentru ceilalți. Și compromiterea bisericii nu începe așa cu toți deodată. Începe cu unul, cu altul, cu altul. Începe să se stingă duhul, încep să se rupă relațiile, încep să vină conflictele, numai rugăciune, numai putere, numai lucrarea Domnului și ceva se întâmplă. De unde? Și noi uităm că este un principiu spiritual, și anume consecințe comunitare pentru păcate individuale. Nu vinovăție, consecințe. De aceea să ne rugăm Domnului, Domnul să sfințească bisericile și să-și arate puterea și să-și manifeste puterea pe deplin. Deci prima greșeală pe care au făcut-o la Ierihon, la marea biruință, este un păcat individual care are consecințe comunitare. Iar a doua greșeală pe care au făcut-o a fost, atenție acum, războiul parțial. Războiul parțial. În capitolul 7, versetul 3 și 4, cuvântul Domnului spune așa. S-au întors la Iosua și i-au spus, degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2,000 sau 3,000 de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3,000 de oameni au pornit, au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Au luat-o la fugă din fața, dinaintea oamenilor din Ai. Știți care este această greșeală? Această greșeală este greșeala omului cu inima împărțită. A omului care nu are toată inima dată lui Dumnezeu sau a omului care crede că
sunt simple bătăliile spirituale. Că nu trebuie să te echipezi pentru aceste confruntări. Dragii mei, aceste două greșeli, una individuală și una colectivă, face ca sfârșitul capitolului 7 să-l găsească pe Iosua cu fața la pământ. Deci, după marea biruință de la Erihon, am putea să spunem, vine marea înfrângere de la Ai. De la Ai. Dragii mei, ca să ajungem în Canaan, n-avem voie să fim biruitori doar acolo unde sunt biruințe mari. Pe drumul acesta înspre Canaan, noi trebuie să fim atenți la bătăliile mici care ne strică relația cu Dumnezeu, care ne trântesc la pământ câteodată și suntem cu fața la pământ. Înțelegeți de ce am pus întrebarea adineauri? De ce oare, după biruințe mari în viața noastră, prea repede parcă nu s-a întâmplat nimic bun și ne trezim din nou uscați, goi, departe de Dumnezeu, ba mai mult, începem să experimentăm eșecuri, căderi, zdrobiri, păcate. Scriptura ne învață, dacă vrem să intrăm în Canaan, nu este suficient să facem doar lucrurile mari și vizibile, ci trebuie să începem să fim atenți la cele mai mici detalii din viața noastră, pentru că prea des aceste mici detalii nebăgate în seamă, acele, știți cum avem noi expresia asta, acele păcățele, de fapt, strică viața noastră spirituală, strică relația cu Dumnezeu, acele păcate cu care am început să fim toleranți, cu care am început aproape să ne obișnuim în viața noastră, acele atitudini pe care altădată le-am fi judecat sau în dreptul altora, știm să le judecăm, dar încet, încet au devenit parte a vieții noastre. Și astăzi o bârfă, și mâine o jumătate de adevăr, și poi mâine o imagine de ochiată, și răspoi mâine, și încet, încet se cuibăresc în viața noastră mici cetăți Ai, care ne usucă, ne golesc, că nu mai putem sta în fața tronului de slavă a lui Dumnezeu într-o închinare autentică, cum citim în Apocalipsa capitolul 4 și capitolul 5, unde tot cerul, toți îngerii se prosternă în fața lui Dumnezeu și aduc slavă și glorie, că ne este uscată gura, ne este legată și uscată inima, pentru că am lăsat să pătrundă în ființa noastră încet, încet, nu un Erihon, un Ai, care nu înseamnă nimic altceva decât movilă de dărâmături. Moloz, ăsta e numele cetății, moloz. Și un moloz mic ne strică toată bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Dragii mei, acum în a doua parte a mesajului aș vrea să ne uităm la o lecție. O lecție care pleacă dintr-o întrebare, și anume, cum a zidit Iosua biruințele viitoare pe eșecurile trecute? Cum a reușit Iosua să zidească biruințe viitoare
pe eșecurile acestea trecute. Iosua n-a trecut pe lângă cetatea aia și a zis, bă, am eșuat, hai să mergem mai departe în țară. Las că ne întoarcem noi, după ce ocupăm tot Canaanul, ne întoarcem noi și rezolvăm problema aia. Nu se poate așa ceva. Iosua a zis, nu plecăm de aici fără biruința lui Dumnezeu. Nu plecăm până nu biruim tot ce trebuie biruit. Nu asta ar trebui să fie oare atitudinea noastră? Doamne, un pas nu facem până când nu-i biruit tot ce trebuie biruit în viața noastră. Cum a zidit Iosua biruințele viitoare pe eșecurile trecute? Primul lucru, dacă vrei să transformi înfrângerile personale, acele lucruri pe care nu le poți împărtăși cu nimeni, acele lucruri care zdrobesc ființa ta lăuntrică, acele lucruri față de care trebuie să salvezi aparențe, dar tu le știi că sunt adâncul ființei tale, sunt în practica zilnică a ta, dacă vrei să le biruiești, primul lucru, amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți că Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Și asta înseamnă că nu ești abandonat. Nu mai salva aparențe. Nu încerca să joci teatru cu nimeni, că cu Dumnezeu nu poți. Iar cu biserica n-are rost. Amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are promisiuni valabile și astăzi lăudat să fie Domnul. Dumnezeu are promisiuni specifice, personale pentru tine și astăzi. În Numeri, în capitolul 23, versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Ba da! Când ești la pământ, și poate ai venit aici în seara aceasta cu atitudinea asta, scârbit poate de tine, obosit de tine și dezamăgit. Ai mai venit la un program de biserică. Dragul meu, Dumnezeu are promisiuni vii și actuale pentru toți de aici. Aș vrea să ascult ceea ce spun cu alte urechi. Și să înțelegi că este unul care poate să te încurajeze. Este unul care poate să te ridice de unde ești. Și acesta este Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Oare unde sunt oamenii din biserică care încurajează? I-am întâlnit pe atâția oameni care spun, frate, aș vrea să-mi descoper darul, nu știu cum să-mi descoper darul, nu știu la ce se gândesc când zic de asta. Atât de puțini oameni care încurajează pe alții, văd. M-am gândit nu de mult că suntem foarte nedrepți cu Barnaba, foarte nedrepți. Nu știu când am auzit ultima dată o predică despre Barnaba. Omul acesta a fost omul care prin excelență a făcut o lucrare de încurajare. A știut să se apropie și să ridice oameni. El este cel care s-a dus și l-a luat pe Pavel după convertire și l-a prezentat fraților, apostolilor, când toți aveau așa reticență față de Pavel, oh, securistul ăsta. Sigur că se pare că nu a funcționat foarte bine prima întâlnire cu apostolii și îl vedem pe Pavel că pleacă înapoi în cetatea lui de Bașnă, în Tarsul Ciliciei. Și după o vreme, frații din Ierusalim îl iau pe Barnaba și zic, Barnaba, este o trezire în Antiohia, auzi, du-te și vezi cum, ce-i acolo. Și Barnaba se ia, pleacă din Ierusalim și ajunge, și am zis, ajunge în Antiohia? Nu. Pleacă în Antiohia și ajunge în Tars. De ce? Pentru că știu că este un Pavel acolo care trebuie recuperat. Și-l ia pe Pavel din Tars și coboară înapoi în Antiohia.
unde timp de un an stau în părtășie, învață cuvântul, se apropie de Dumnezeu și după un an, fapte 13, vine Duhul lui Dumnezeu și spune: puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba la care i-am chemat pentru lucrare și trimiteți-i în lucrare. Unde sunt oamenii care recuperează pe alții? Sunt pline bisericile de oameni care știu să arate cu degetul, dar de oameni care să ridice. De ce n-ar fi? De ce n-ai fi tu un om care să te uiți la o față care arată altfel, mai tristă decât de obicei? La un om pe care până acum poate l-auzeai cum se roagă și acum este mut, tăcut și împietrit pe bancă lângă tine. De ce n-ai fi omul care să ridici? În Deuteronom, capitolul 1, cu versetul 21, Domnul îl încurajează pe Moise și spune: iată că Domnul, Dumnezeul tău, îți pune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Asta e ce a spus Domnului Moise. Iată ce se întâmplă cu un om care este încurajat de Dumnezeu. Și în Deuteronom 31, la capătul cărții, 31:8, acum Moise vorbește cu Iosua și spune: Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Astea sunt cuvintele unui om încurajat de Dumnezeu, care știe să dea mai departe. Dumnezeu are promisiuni pentru noi, lăudat să fie Domnul. Are promisiunea iertării, are promisiunea mântuirii, are promisiunea răsplății, are promisiunea păcii, protecției, are promisiunea ajutorului. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Ești la pământ? Ești căzut în fața unei cetăți mici? Adu-ți aminte de ce ți-a promis Dumnezeu. Sunt atâtea promisiuni aici. Când te-ai oprit ultima dată? Să auzi ce ți-a scris Dumnezeu, ce promisiune are El pentru tine. Dumnezeu, apoi, are un plan pentru tine. Nu ți se pare că ești debuzolat atunci când ai experimentat lucruri pe care nu ți le-ai fi dorit în viață? Nu ți se pare că e capăt de drum, că nu mai este unde să mergi înainte, că s-a terminat totul? Dragii mei, Dumnezeu are un plan. Dragul meu, Dumnezeu are un plan pentru tine. Eu am convingerea că sunt într-un plan al lui Dumnezeu și Dumnezeu are un plan personal, unic, cu mine, cu tine, cu tine. Dumnezeu are un plan. Îți voi da țara. Îți voi da țara, spune Domnul. Planul lui Dumnezeu sunt mai mari decât planurile noastre. Sunt mai mari. Și am văzut asta de atâtea ori în viața mea. Și mai mult, nu numai că Dumnezeu are un plan, Dumnezeu însuși lucrează ca planul pentru tine să se ducă la îndeplinire. Însuși Dumnezeu lucrează pentru ca planul cu viața ta să fie dus până la capăt. Cum să nu ne bucurăm, fraților? Dragi copii, cum să nu ne bucurăm? Auziți, Domnul are un plan pentru voi de acum, de când sunteți mici. Vă bucurați pentru asta? Ziceți, amin. E bine, așa cum a zis. Deci, primul lucru, dacă vrei să-ți transformi înfrângerea în biruință, amintește-ți că Dumnezeu are promisiuni vii pentru tine. Al doilea lucru, dacă vrei să zidești biruințe viitoare, chiar pe eșecurile trecutului, renunță la greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Renunță la greșelile pe care le-ai făcut în trecut și care au adus acele înfrângeri în viața ta. Ce înseamnă? Ce greșeală trebuia să îndrepte Iosua? Primul lucru, fii dedicat complet lui Dumnezeu. Nu trăi părtășia cu Dumnezeu cu o jumătate de inimă.
o jumătate de inimă exprimă orientarea ta înspre lumesc. O jumătate de inimă este o ușă deschisă pentru o cursă a diavolului. O jumătate de inimă te face vulnerabil. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și știți cum citim noi versetul ăsta? Căutați toate lucrurile și apoi va veni și vremea căutării împărăției. Dragii mei, căutarea împărăției nu se poate face mai apoi. Sau o căutăm mai întâi, sau nu căutăm deloc. Împărăția lui Dumnezeu este de totul sau nimic în viața noastră. Sau mai întâi, sau deloc. Știi ce înseamnă asta? Dedicare completă. Ne uităm la viața, apropo, astăzi după masă, chiar de acolo vin, de fapt, și pastorul dumneavoastră a fost aseară la priveghi. Am slujit la o mormântare la un bărbat în floarea vârstei. 49 de ani. Un bărbat cu 6 copii. Când era mai în putere, când avea mai multe planuri, și avea multe planuri, că era un om activ, un om dinamic, puternic. Știți ce am învățat astăzi uitându-mă la sicriul ăla în care era un om de 49 de ani în fața mea? Că mulțimea planurilor noastre nu-l pot împiedica pe Dumnezeu să ne ia de aici. Așa avem noi în minte cumva, că Dumnezeu ne va lua atunci când se gata planul. No, când se va termina planul ăsta, atunci e liber Dumnezeu să ne ia. Dragii mei, oare când ne va veni mintea înapoi și să înțelegem că nu putem să fim cu Hristos cu inima înjumătățită? Sau este toată inima lui Hristos, sau nimic de ea nu este a lui Hristos. Și Iosua a greșit, a zis, 2-3 mii de oameni, rezolvăm problema. Iosua n-a înțeles lecția lui Moise când faraonii a zis lui Moise, vrei să aduci jertfă? Mergeți voi bărbații și lasă copiii și femeile aici. Aduceți voi jertfă. Știți ce a zis Moise? Știți ce a zis? O unghie nu rămâne în Egipt. Dragă biserică, dragul meu, renunță la greșelile trecutului să crezi că poți trăi și în lume și în biserică. Renunță la greșelile trecutului crezând că poți să fii și sfânt și și compromis în același timp. Renunță la greșelile trecutului să crezi că poți să fii și cu Hristos, dar prioritățile în viața ta sunt cu totul altele. Renunță la aceste greșeli. Spunea cineva, definiția nebuniei este să faci aceleași lucruri și să crezi că vei avea rezultate diferite. Nu continua să faci la fel, crezând că se va schimba ceva în viața ta. Eu mă rog Domnului seara aceasta să fie o seară a rededicării noastre înaintea lui Dumnezeu. O seară în care plecând de aici să spunem, Doamne, m-am jucat prea mult cu Tine. Am trăit cum, așa, mi-am mângâiat conștiința unei relații care nu mai avea nimic, nici un pic de foc, nici un pic de pasiune în relația noastră cu Dumnezeu. Da, suntem și cu Tine. Nu merge așa. Al treilea lucru, dacă vrei să transformi înfrângerea în biruință, trebuie să te duci și să câștigi în locul în care ai fost înfrânt. Asta e tare neplăcut. Asta e foarte neplăcut, să te duci și să te confrunți pe tine însuți acolo unde ai căzut. Doamne, nu se poate să trece mai departe. Bun, am greșit, am păcătuit. Hai să o lăsăm în trecut. Nu poți să te duci mai departe până nu cucerești totul în ființa ta. Nu poți să ai progres până când ultimul ai nu este cucerit.
Doamne, dar e greu. E greu să-mi confrunt lucruri din trecutul meu. Doamne, e dureros, e traumatizant. Nu se poate să mă lași așa, să-mi ștergi din minte. Nu se poate. Du-te și câștigă unde ai pierdut. Vă aduceți aminte de întâlnirea pe care Domnul a avut-o cu Zacheu? Trece Domnul tot prin Ierihon, da? Și Zacheu se urcă în dud să-l vadă și el. Este confruntat de Domnul, coboară și Zacheu zice: Doamne, uite, te primesc pe tine, de acum încolo viața mea va avea alt traseu. Am fi remarcat care ceva. Știți ce face Zacheu? Doamne, eu vreau să fiu cu tine, dar am niște bătălii în trecut pierdute. Și știu că dacă vreau să merg cu tine și dacă tu vrei să mă duc cu tine, eu trebuie să-mi rezolv bătăliile pierdute din trecut. Și dacă am năpăstuit pe cineva, voi da împătrit, dacă am luat, voi da, voi corecta, voi birui ce am pierdut. Dacă ai vorbit de rău, s-ar putea că prosperitatea ta spirituală și părtășia cu Dumnezeu să revină doar dacă te duci unde ai pierdut. Știu că e greu. Așa că e greu? Dar te întreb eu, putem să ne jucăm cu relația cu Dumnezeu? Putem să ne jucăm cu Dumnezeu? Dacă vrem biruințe viitoare, atunci să mergem și acolo unde ne este greu să ne întoarcem și să ne rezolvăm problemele. Să biruim acolo unde am pierdut. Ai furat? Du înapoi. Ai vorbit de rău? Cere-ți iertare. Ai înșelat? Du-te înapoi la cel pe care l-ai înșelat. Pentru că nu poți să mergi spre Canaan cu o cetate necucerită. Și în final, dacă vrei să transformi înfrângerile tale în biruințe, după ce ești chemat să-ți amintești de toate promisiunile lui Dumnezeu ca o încurajare că Domnul vrea să treci peste aceste eșecuri, apoi, după ce Scriptura te învață și îți cere să renunți la greșelile trecutului, după ce că trebuie să mergi acolo unde ai pierdut ca să câștigi bătălia, în final, este un cuvânt care pe mine m-a mângâiat și m-a încurajat cel mai mult. Mă uit la mine și știu cât de slab sunt. Și spun: Doamne, vrei să mă trimiți înapoi acolo unde am pierdut? Dar eu n-am putere. Am încercat de atâtea ori, Doamne. Am promis de atâtea ori. Acum a fost ultima dată, Doamne, totul se va schimba în viața mea. Și au trecut o săptămână, două, și am fost în același loc. Și din nou, și viața mea a fost ca o sinusoidă. Acum am biruit, iar a venit înfrângerea. Acum am biruit, iar a venit înfrângerea. Doamne, cum să fac? Doamne, cum să facem? Că suntem slabi. Dacă vrei să transformi înfrângerea în biruință, lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Atunci când îl aduci pe Dumnezeu în viața ta și îl implici în bătăliile tale, atunci când simți că ești vulnerabil, când ești pe marginea prăpastiei și strigi către Dumnezeu, El vine! El vine! Când simți că tu ai pierdut, că nu mai ai controlul, că știi încotro te îndrepți, strigă către Dumnezeu că vine! Implică-L pe Dumnezeu să ia El controlul asupra minții tale, asupra ochilor tăi, asupra limbii tale! Este Dumnezeu puternic.
care aduce biruința. Atunci când luptă Dumnezeu, vine biruința înapoi peste tine. Atunci cade și Erihonul, atunci cade și Aiul. Atunci este drumul deschis înspre Canaan, lăuda să fie Domnul. În momentul în care Dumnezeu vine și întoarce înfrângerile în biruință, El repară relația aceea de ani de zile care a fost șubredă, otrăvită, cu cel cu care trebuia să te ai bine, te dușmănești. Numai Dumnezeu poate să vindece și Dumnezeu vindecă și mintea și inima și schimbă relația și vindecă și în casă relația și cu copilul și cu soțul și cu soția. Pentru că Dumnezeu poate. Dar atunci, acolo unde lăsăm să schimbe cu adevărat lucrurile, nu te mai lăsa trântit. Nu spune că ai încercat de atâtea ori. Nu spune că oricum îi un meci pierdut. Nu spune asta. Nu te lăsa descurajat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta că Dumnezeu este gata să aducă biruința din nou în viața noastră. Și de unde am ajuns uneori să fim uscați și n-am știut de ce s-a stins focul în inima noastră. Dacă te uiți mai adânc prin lumina Duhului Sfânt, s-ar putea să găsești o cetate mică, neînsemnată, dar care îți strică toată viața spirituală. E un ai mic pe care l-ai neglijat, pe care l-ai lăsat în viața ta. E un păcat cu care ai zis, nici măcar nu mai are rost să mă lupt. Mai bine îl accept, îl las acolo, o să salvez aparențele. Și te-ai trezit că nu-L mai simți pe Dumnezeu. Mai rău, simți că nu mai ai nici dorul după El, că nu mai arde focul și pasiunea pe care numai prezența lui Dumnezeu poate să o aducă în inima unui om. Este Dumnezeu care ne vrea înapoi. Mă rog, Domnul, în seara aceasta, dacă ai venit aici și știi că în viața ta sunt cetăți mici unde ai pierdut din nou și din nou bătălia, este Duhul lui Dumnezeu aici. Amen. Care vrea să ne întoarcă la El, care vrea să pună din nou bucuria prezenței și a părtășiei cu Dumnezeu, a atingerii Duhului Sfânt adânc în ființele noastre și să ne ridice de unde stăm căzuți și resemnați, muți și surți și nu mai auzim nimic și nici nu ne mai pasă. Haideți să stăm ridicați înaintea cuvântului Domnului. Vă chem în clipele care urmează să ne deschidem sufletele înaintea lui Dumnezeu, cum n-am făcut-o de mult. Să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și cu toată durerea unei onestități atât de necesare în fața acestui cuvânt, vă chem să facem o introspecție sinceră în ființele noastre și să ne întrebăm, Doamne, așa am fost și atunci când m-ai mântuit? Așa am fost și atunci când m-ai iertat? Așa am fost și atunci când am fost botezat cu Duhul Sfânt? Așa am fost și atunci când m-ai vindecat? Doamne, așa cum sunt acum? Dacă nu, ce s-a întâmplat, Doamne? Ce s-a întâmplat? Mă rog Domnului Duhul Sfânt să ne descopere ce lipsește ființelor noastre.
să ne descopere lucrurile abandonate și zonele acelea abandonate, unde de fapt și care de fapt ne despart de Dumnezeu și ne țin legați și uscați și fără bucurie și fără entuziasm, și să ne umple Duhul lui Dumnezeu din nou cu putere, cu pace, cu bucurie. Să fie o seară a întoarcerii noastre, a rededicării noastre cu totul în mâna lui Dumnezeu. Stai de vorbă cu tata. Stai de vorbă cu tata. Îți va spune unde să te întorci și îți va da putere să faci asta. Și vei vedea cum Dumnezeu îți va întoarce toate înfrângerile în biruințe și mai mari.